seară plină de evenimente pentru pompierii brăileni. O mașină parcată în centrul municipiului a fost incendiată. Pentru ca focul să nu se propage la un autoturism din apropiere, câțiva martori au spart geamul și au mutat mașina învecinată în stradă. A luat foc! Din senin, eu știu de ce s-a întâmplat, nu știu. Bă, obligat că m-am speriat când am văzut flacărele de jumătate de metru în ea. Obligat că m-am speriat. Era parcată de mult timp aici? De vreo două luni și ceva, nu mai folosea ca mașină de serviciu, dar o folosea. După ce au lichidat incendiul, pompierii au descoperit că mașina nu avea baterie, ceea ce le-a întărit convingerea că focul a fost pus din reavoință. Am intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă pentru stingerea incendiului. Incendiul se manifesta la interiorul autoturismului, cu posibilitatea de propagare și la fațada societății unde a fost parcat autoturismul. Nu au terminat bine de stins primul foc, că pompierii au fost chemați la o altă intervenție pe faleza Dunării. Se presupune că aceeași persoană incendiase mai multe toalete publice. Identitatea piromanului nu a fost încă descoperită.